faci? Ce faci? Gunoi se aruncă în coșul de gunoi. Eu cred că ea stă bine și acolo. Sergiu, eu cred că fetele au dreptate. Ridică coaja. Păstrează ordinea. Da? Vai, ce deștepți sunteți. Dacă vă deranjează, ridicați-o voi. Pe mine nu vă deranjează deloc. Chiar îmi place cum stai acolo. Redă așa o atmosferă ecologică. Ridică coaja, Sergiu. Dar ridic o dată. Nu vreau. Nu vreau și gata. Lasă-o să stea acolo. Așa, sunteți gata de testul de matematică? Doamna profesoară! Ce nu? Ce nu? Evie, mai respiră? Mai respiră. Ce să facem? Eu știu ce să facem. Mama mea e doctor. Doamna profesoară! Vă simțiți bine? Nu vă doare capul? Nu aveți amețeli? Cine sunteți voi și cine sunt eu și unde sunt? Unde mă aflu? Și-a pierdut memoria. Sergiu, stă din cauza ta. Și ce facem acum? Dar de ce mă doare atât de rău capul? Dumneavoastră ați călcat pe o... Taci! Taci din gură că eu știu mai bine. Chiar nu țineți minte nimic? Nimic din ce a fost mai înainte? Stați puțin. Nimic. Dar să scrieți. Țineți minte! Să scriu? Nu știu dacă știu, dacă țin minte. Aceasta este tablă, iar aceasta este cretă. Tablă... Cretă? Scrie! Ce sunt astea? Cifre! Știu să scriu! Și să faceți calcule! Deci, profesoara și-a pierdut memoria, dar n-a uitat cunoștințele. Ia mă, uite, eu grozavă! Eu știu cine va face nouă testele! Cine? Văd că vă place matematica! Ador cifrele! Am aici ceva foarte interesant! Așa, niște ecuații! Ecuații? Da! Ecuații! Pot să... Da, puteți să le rezolvați! Așezați-vă aici, v-ați luat! Următorul? Păi pe toate! Încă unul! Da! Iată ne faci să rezolvi ecuații! Iar așa? Da! Dar din ce cauză eu nu mi-amintesc nimic, nici măcar cum mă cheamă? Cred că te-ai intoxicat cu ceva și te-ai îmbolnăvit, dar nu nimic. O să-ți treacă, Tonia. Tonia? Da, am înțeles. Mă cheamă Tonia. Îmi amintesc foarte bine. Tonia. Îți place matematica? Da. Și încă îți mai place ceva.
Îți place să dansezi și să cânti? Ne arăți ceva? Să dansez și să cânt? Să încerc. Poate vor merge picioarele și poate va merge gura. Pregătiți-vă, acum vom avea un spectacol. Nu știi tu să fii bărbat, pentru o fată nici măcar n-ai încercat. Măcar odată argumentul meu e mut, e doar pentru mine, nu știi tu să fii bărbat. Sergiu, dar poate ajunge? Da, eu sunt de acord. Haideți să spunem adevărul. Dar cine să danseze? Da, Tonia, vrem și un dans. Ajunge, voi spune totul. Dumneavoastră sunteți profesoara noastră. Ați călcat pe o coajă de banană, ați căzut jos și v-ați pierdut memoria. Iertați-ne că noi n-am spus din start. Dar nu e adevărat, îi spun minciuni, doamnă profesoară. Ba nu, este adevărat. Puteți întrebați și directorul. Director, da? Matematică, teste. Cine a aruncat această coajă de banană pe jos? Clar, voi? Așa, la ce am rămas? Testele din clasa paralelă. Eu acuși revin și facem testul la matematică. E pauză! Am scăpat de test. Iar eu am filmat-o pe doamna învățătorii dansând. Vrei să postez pe Instagram? Nu! Șterge chiar acum! Dar de ce? Că a dansat frumos! Să nu îndrăznești! Șterge acest videoclip chiar acum!